conform dispoziției numărul 12 din 25.01.2023. Din consultarea condicii de prezență a convocatorului, rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local, au răspuns prezenți 13, fiind întâlnit formul prevăzut de articolul 139 și articolul 134 alineatul 3 litera A din OUG 57/2019, codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare pentru a se putea aproba proiectele de hotărâri prevăzute la ordinea de zi a ședinței. Așa cum ați luat la cunoștință, vă rog să-mi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședințelor din data de 16.11.2022, 24.11.2022, 6.12.2022, 13.12.2022, 22.12.2022 și 09.01.2023. Prezintă domnul secretar general. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiator Antonie Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 4 pentru anul 2022. Inițiator primar Antonie Gheorghiță Cătălin. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Sporțeni pe luna decembrie 2022. Inițiator Antonie Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare în perioada Comunei Sportive și de Spacou pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator Antonie Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Sporțeni pentru anul 2023 cu beneficiari ai legii 416/2001. Inițiator Antonie Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programului anual de achiziții publice pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar. Articolul 8, întrebări, interpelări. Dacă este cineva care are de obiectat față de ordinea de zi. O rugăminte. Da, scuze. Dacă îmi permiteți dumneavoastră, doamna președinte, spre da. Dacă îmi permiteți ca să meargă mai eficient. Da? Dați-mi ordinea de zi ca să... Bun. Primul proiect este aprobarea procesului verbal. Da. Din 16 și 20, dacă sunt probleme. Procesele verbale din ședințele anterioare, cele care nu au fost aprobate până acum. Supuneți la vot, nu? Da. La păi am întrebat dacă se scrie dacă ceva la cuvântul. Dacă pe proiectul ăsta. Nu, da. La ordinea de zi. La ordinea de zi, da. Cum sunt puse aici aprobarea procesului verbal și al doilea proiect este cu bugetul, da? Aș vrea să ne vină hârtiile alea de jos cu cifrele care sunt venite acum prin telefon de la Consiliul Județean. Da. Lăsăm la sfârșit o propunerea mea. Și aș veni cu propunere să dezbatem din nou proiectul de hotărâre care a fost aprobat în ședința din 19-12, da? Cu taxele și impozite. Care este de acord? Eu aș vrea... Pe ședința viitoare, tată, de asta, că n-ai cum acum, nu se documentați ce să documentați proiectul am aici. Adică, da, simplu, da. L-am aprobat la trecut, a ieșit o mare zarvă cu taxele alea. Revenim, anulăm toate taxele. Eu zic să revenim în ședința viitoare cu ăsta. Eu, părerea mea, adică n-am nicio problemă, dar acum, fără secretar care este bolnav, așa, și doamna îl sutinește, nu pot să zic că eu poate mă pricep și dumneavoastră la fel, dar... Ar trebui să votăm pentru revenirea la ședința viitoare. Dar și motivație vă spun în felul următor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să... Foarte multe persoane au venit la primărie și au tot zis că ce am pus taxe, că nu știu ce, că până la urmă, într-adevăr, da, primăria și personalul de primărie este angajat la asta. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu zic să revenim la ședința din februarie. Ok, eu o motivez acum. Da, aș vrea să se renunțe la taxele care au fost puse. Atunci discutăm tot cu Consiliul, venim cu alt proiect de hotărâri, dar acum, momentan, neavând nimic pe hârtie, și deci doar discutabil, vorbim. Atât. Cauza ar fi, pot să intervin dacă doamna președinte, ar fi motivul cel mai întemeiat, pentru că lucrătorii, cum v-am zis, și atunci că o să creăm probleme, au zis, au dat vina, Consiliul Local au votat așa ceva, nu vă luați de mână.
Deci aș vrea să se... Păi revenim pune... luna viitoare, da? Asta se consemnează. Luna viitoare, asta poate să fie o ședință telefonică. Da, da, da. Nu-i neapărat, nu. Trebuie să o discutăm. Telefonic, ne auzim... Telefonic, până la urmă, la ședința ordinară din luna... Eu propunerea acum. Domnul Ciprat. Da, da, se consemnează. În luna lui februarie, la ședința ordinară, prin proiectul de hotărâre, rediscutarea proiectului corect. Cine este de acord să revină la stabilirea indicilor și taxelor care au fost propuse în... Să discut atunci, corect? E bine? Da. Dacă sunt de acord. Dacă sunt de acord. Da. Practic, vom prima și asuma răspunderea că la următoarea ședință puni proiectul pe ordinea de zi. Corect. Da, e consemnat. Să revenim la taxele care au fost stabilite la momentul ăla. De astăzi, da, sunteți de acord cu ordinea de zi, da? Da. Bun. Și acum cu procesul verbal, dacă sunteți de acord. Procesul verbal. Să scrie cineva la cuvânt? Da. De acord. Bun. Dacă vreți întrebare. Vreți bugetul să lăsăm la urmă? Da. Da, da. Eu așa aș putea. Da. Suntem de acord, da? Să mergem la cuvânt, așa la urmă. Bun. Mâna sus. Să fie ca să vedem banii, da? Cu banii care au venit. Proiect de hotărâri prin execuția bugetară. Proiect de hotărâri privind de execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 4 din 2022. Dacă să scrie cineva la cuvânt. Să scrie cineva la cuvânt? Dacă nu, supunem la vot. Supunem la vot? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport personal didactic și nedidactic la școala Sport Tehnic. Știți despre ce e vorba. De acord, da? După aia organizarea rețelei școlare. Aprobarea organizării rețelei școlare pe raza comunei sportive. Știți foarte bine că în fiecare an se organizează rețeaua școlară cu Ministerul Învățământului. Da? Doamna... Să-mi scrie cineva la cuvânt? Deci trebuie aprobat automat, că avem un lucru. Să-mi scrie cineva la cuvânt? Ne invitați și doamna directoare ca să ne... Da, avem... Nu-i dau... Obligatoriu. Este organizată pe... La nivelul comunei. E prea mult. Deci în fiecare an asta... E o procedură. Supunem la vot. Cine este pentru? Plan de acțiuni și lucrări de interes local. Aici, doamna vice, dacă poate vă spun ceva. Paste 16. Da, dacă s-au citit, sunt probleme cu cei de la ajutor social foarte mari, excluzând grigorenii, care sunt foarte organizați și imediat sunt prezente la lucru când sunt chemați. Florești sunt la pământ, nu ai cu cine face treabă sub nicio formă. Și o jumătate din spărțeni tot la fel. De ce îi mai ținem? Nu se prezintă la lucru. De ce îi mai ținem, dar nu se prezintă? Păi, nu știu. Față de anul trecut, e vreo modificare la proiectul ăsta? Nu este. Singura modificare este că, vă spun așa ca o glumă, că doamna a făcut proiectul și era comun Ardioane, acum nu. Era dat de la celălalt, ăla eram eu. Deci era Ardioan și am modificat noi. Nu, cine... Nu, dar oamenii de la Florești, la Scoție, nu își fac cu activitățile... Domnul consilier, activitățile sunt... Nu trăim nici în Palestina, nici în Dubai, pe plan local. Că-i Mărginieni, că-i Solonți, că-i Scorțeni, că-i Florești, cam aceleași activități trebuie să desfășoare pentru că aceleași nevoi de avea. Deci, m-am uitat, eu am verificat ce-o făcut doamna, sunt aceleași lucrări care sunt pe sezoane și pe ce avem noi nevoie. Atât, mai mult completez eu dacă... Să intervin, am rămas restanți față de planul de acțiune de anul trecut cu gârla aia de la sârb care mai trebuie deformatată. Am rămas restanți. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt intervin cu utilaje, dar nu puteți mai face și așa. Dacă vă orientați și dumneavoastră, sunt oameni cu probleme de sănătate. Exact. Sunt oameni care fac, dar fac ce pot. Și nu trebuie să intrăm în categoria asta. Și nu pot să facă, iar cei care pot să facă... Deci uitați-vă ce vă spun eu. Și de subiect. Aceeași problemă este... Domnul Onuț. Sunt trecute. Domnul Onuț, de acord. Păi dacă sunteți de acord, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să vedem resursa umană.
Deci eu nu vreau să îi scuz sau nici să îi acuz. Oamenii ăștia chiar sunt cu probleme. Dintre ei poate să edifică pe 2-3 chiar care sunt buni de muncă și pot să... Restul sunt persoane cu probleme de sănătate care poate să facă doar un mic punct din ce este acolo. Trebuie să ne gândim și la asta. Nu băgăm oamenii să îi folosim în toate retoricile politice că ajutorul social. Nu. Ajutorul social înseamnă o persoană cu probleme. Dar să nu că a devenit medicală. Da, doamnă, până ajunge da, acolo, da, dar are atâta poate. Ăla poate să zic, uite, vă dau exemple. Doamne, tu de ce nu poate, ce poate să facă. Nu poate merge. Face ce poate. Deci, ca retorică, că nu vreau să mai folosim. Avem și noi și fiecare comună din județ avem aceleași probleme. Sunt oamenii noștri, trebuie să-i înțelegem. Ce sumă de bani ia o persoană pe lume? Cel mai puțin, o persoană, știți, 100 și ceva de lei. 16 ore. Bun. 11. În 16 ore nu are cum să ne așteptăm să facă tot planul. Păi eu ce vă spun, domnule? Nu tocmai de asta. Deci e făcut un desfășurător cu ce poate să facă cap ce necesități sunt în comună, că nu poți să-l pui să facă avioane, ci scrie acolo, da? Domnul primar și doamna vizie, vorbim în subiectul, nu băgăm oamenii. La punctul numărul 6, s-a băgat de anul trecut deformatarea șanțurilor cu probleme din comună. Da, eu am decolmatat și acum. Acum două săptămâni am decolmatat un șanț cu cei care au putut. Cu cei care au putut din spărțe. Dar avem utilaje la primărie. Utilaje la primărie. Dar nu-i pas din 16, să îndemn. Să rămân la ăla. Deci utilajul nu aici face. Utilajul de vorbim din persoane. Acum, când ai dreptatea aia, acum ai vorbim din VMG. Spun. Da, dar putem combina, dar putem combina, de exemplu cum e la șanțul de care... Dar nu vorbim de DMG-ul, ce spune semn din utilaje, nu iau pe la nimănui, credeți-mă, vorbim real. Și atunci cum facem acest punct 6 cu cei de la... Put, ăia sunt... 2-3 care pot face. Așa, să suplideze, dar restul ce să fac utilaje. Spre exemplu, domnul Jitaru mi-a făcut ieri scandal sau alaltă ieri, el s-a săturat să facă munca tuturor. El a zis că nu e angajatul primăriei. Și are dreptate omul. Știi eu când îi dau telefon, pac, vin el. El a venit cu lopata, l-am prăștiat... Pe de o parte, eu văd că e făcut prost. Dacă noi ne referim la paste 16, putem să punem ea mare pe mare. Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale de fraza comune, suntem, aberăm, adică unde ne-am? Deci vă spun... Nu, întreținerea drumului constă în luarea gunoaielor. Luarea gunoaielor la stații de autobus. Nu au ce să întreținem. Pe străzile principale din comun. E alt punct. E numărul 3. Dar numărul 5 întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale de pe poate mai dăm cu lopata. Nu, nu, nu. O dat cu balastru cu lopata. Când nu merge sărănița și o dat cu lopata cu balastru. Adică e trecut. Și asta și... Da, la întreținere ai două găurile, au pus o lopată din piatră, ne-a și-o fundat. Asta domnule, domnilor, hai să încheiem și vă spun așa. Dacă facem un... și nu este prima oară, și credeți-mă că vă spun, și nu-i frumos. Dintre oameni cu probleme, eu știu. Sunt foarte mari probleme, deci foarte mari. Cerem ca să facă. Nu pot să facă, nu pot să facă. Și le cerem ceva, adică e singura problemă a unei comune, o trecut acolo câte streacă, o trecut, ce poți să-i pui scoară? Acum, măcar să strângă cu gunoaie de șurcă. Dar cumpărul tazăului s-o... Atât, dar nu-l zic. Să-i cadă nimic, dar... Problema cu fărătoare nu pot să facă. Că problema cu cea... Știți de ce vă zic aici? Că după punctul 6, ați mai precizat că sunt niciunea. Dar nu-ți mai afișează la... Le aduc acum. După punctul 6, după ce s-a deformatarea șanțurilor, se menționează că pentru o parte din activități unde este necesar personal specializat, atestat, beneficiarii VMG ajută la realizarea acestor activități fără a încălca normele de vigoare. Deci nu trebuie neapărat pe acea porțiune să vină el cu lopata să-mi deformateze. Sunt firme care sunt plătite pentru așa, ai deformatat, ei vin, îndreaptă. Noi pui să săpii în șanță de combinată la deformatare, la șanță, avem utilaj. De ce l-am plătit? De ce am plătit? Domnul, hai că de la subiect. Și vă spun așa, știți dumneavoastră,
Azi încă stai să vezi la furești. Eu de 3 zile am motorii în timpul de așa, am fost bani cu băieții de la primărie. Dar de ce ca să alimentăm? Pentru că au fost multe cerințe, domnul. Haide să suplimentăm valoarea. Băi, băi dumneavoastră știți, dar nu vă spun, că nu mă credeți. Știți? Au fost multe cerințe luna decembrie. Au fost. Și din prăștia piatră și de făcut șanturi și de... Ce limită de... Este o limită de combustibil pentru... Păi, dar eu ce vă zic? Și nu... E pe card, tăticule. Okay. Nu am... Deci nu am BCF-uri. Cardul, când s-o încheiat să rămână. Eu știu că am aprobat pentru fiecare utilaj mașină în parte. Băi, și nu uite, vezi dacă au fost mulți cerințe. Ce sumă e? E pus în limită și uite. Mâine, pe întâi, aș putea să... Ce sumă aveți, domnul primar, de consum lunar? Suma noastră. Da, dumneavoastră, mai știu acum. Suma, litri, suma. 1000 de lei, poate. Păi, cum ce trebuie la prețul din motorii acum? Era litri, dar cum vă știa la... Băi, dragilor, vădim campanile acum. Trebuie să ne lămurim. Deci, crede-mă că ce am făcut ultima oară, când a fost duminică dimineață, când a plecat ruși, nu aveam motorină. Și am pus noi. La vizier. I-am avut 25 de tine ca să pot să intervin, nu am avut zăpadă. Vă pot confirma și în situația asta, că la teren la Vigorin Congres și-o împrășteat nisipul, o împrășteat cu motorina noastră. Păi vezi, sunt niște chestii aici, adică nu facem economii de undeva și prins. Așa că majorați prea acolo la următoarea așa. Tot împreună facem, dar în discuții, eu vă înțeleg, nu le știți, eu vă spun adevărul din teren. Domnul primar, ce consumare bun? Eu v-am spus, eu da. Ce știu... Băi, orice mă întreb din curent și din mașină, mă întreba. Nu mă cur, dar trebuie la 14. La oră. Domnul primar, apropo de ăștia de la 416. Zi, dragă! Una, tabelul nominal nu trebuie semnat de către viceprimar. Deci, dumneavoastră... Păi nu, nu, apare aici viceprimar. N-are nicio treabă, viceprimar. Aici jos apare primarul, care semnează pentru... La final! Păi la final, dar eu nu pun la final. Păi nu, dar nu are ce să apară vicele primar, la asta zic. Păi ea lucrează cu ei și ea primește, vicele primar primește lista, dar beneficiare nu-i desemnează vicele primar. Nu. Nu-i niciun fondaj, că avea nominal cu persoanele acte de muncă ce urmează a efectua. Nu, eu vă atrag dumneavoastră, nu suport dumneavoastră, Igor Navram, da? Nu e a mea. Bun. Domnul, dar mă uimește lista cu persoane. Haideți să o citim, să știe toți cu tine. În fiecare... Frote Gigi, Turcu Petrică, Lichi Vasile, Macaru Marin, Cernat Costel, Pătrău Clement, Cernat Petre, Cojocaru Ioan, Marian Costică, Roman Cătălin Gianni, Păunsor, nu-i adevărat? Erau. Scoatem acum lista. Adică erai tu. Bineînțeles. Păun Sorin, vă rog, atunci dosarul. Toți. Ardeleanu Costel, Drăgoi Florin, Daniel Florin, Niță Daniel, Trandafir Mircea, Bichineț Radu, Bulete Marius Adrian, Agapi Costelia, Creangă Ionel, Avram Daniel, Lichie Ovidiu, Drăgoi Dorel, Lichie Elena, Stoica Costel, Stoica Tincuța. Trăieți și toți la satul pe Lichie. Ai vreo 3 în plus, decât care ai domnul. Nu, Doamne, ferește. Cam 3 ai în plus. Vedem acum, 37, 9. Păi înseamnă că sunt, considerau perfect dreptate ăștia, nu că unii dintre ei, dar nu că-s bun de muncă. Păi uite, vezi că doamna... Două secunde, eu țin să le mulțumesc celor de la Florești și să dezmin faptul că cei de la Florești sunt cum i-a făcut doamna Vige, din cauza că eu când i-am convocat prin dumneavoastră sau prin dumneai, prin dumneavoastră, s-au prezentat și au stat cu mine până la ora 5 seara, de la 8 la 5 seara și au lucrat. Foarte frumos. Cu dragii. Deci când te-ai convocat... Deci una este să compoși și să stai cu ei să împlinezi. Nu să stai. Dați orice vă zic. Ca să nu s-o lămurim. Nu eu ca... Băi, știți că eu sunt pacifist? Uitați-vă la ce vă spun. Dacă am ajuns și v-am spus că uite acolo să ajung. Dintr-un subiect de rahat. Pentru niște persoane defavorizate stăm o oră mai mult decât alte proiecte. Înseamnă chiar nu... Dar nu-i bugetul interesat. Băi, da. Și face ajutor social. Băi,
Bă, cu oamenii ăștia, ferească Dumnezeu, nu știi fiecare cum ajungem. Eu nu judec pe nimeni, n-am judecat pe nimeni. La Florești își face treaba. N-am judecat, băi, nu comentăm. Nu este în România. Du-te, bă, și vezi unde au vile de 20 etaje țigani și au și mașini și au ajutor social. Ce faci, mă, că ai oameni care au respiră din gât. Ai pe aici, respiră. Am oameni la ajutor social. Îl am pe furnic, că Dumnezeu să le v-ați interesat pe unul dintre dumneavoastră. Să vedeți că eu acum vreau să-i fac pensii. Și nu știam de unde are vechimea și mă tind de-o luni de zile. Și omul moare de foame. Eu duc cineva mâncare, eu duc cineva... Am grijă de el. Avem pentru că nu cum neapărat. Băi, nu luăm așa. Nu luăm așa. Nu din buzunar. Și din buzunar. Pentru că faci o faptă, o faci, nu trebuie să-l dai raport. Dar nu am ajuns acum să discutăm subiectul ăsta din rahat, cu niște acțiuni ale doamna Vici Califaci, să dezvoltăm, parcă ăștia ne încurcă pe noi. Noi ne încurcăm noi, care avem o leacă de cap, oamenii ăștia s-a mărâți. Hai să fim oameni, frate. Adevărat, dar nici nu putem da vina pe ei. Nu dăm, măi, n-am dat vina pe nimeni. Nu. Și eu nu dau vina. Doamne, 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 doamne. Costel. Băi, Costelul că a ajuns în fața primăriei cu mașina acum 3 zile. Nu de băutură, nu. În cealaltă să-i dați și băutură. Nu bea, mă. Nu bea. L-am trimis poliția aia zimnea să vadă că are căldură în casă. Polițistul comunitar îl chem să nu se vadă. Are căldură, trăiește, moare. Deci avem grijă pentru că nu știi niciodată cum ajungi. Și dacă ajungem acum la un subiect irahat, să judecăm oamenii, păi, ne facem irahat. Să-i tai, că ăștia mor de foame, mor înghețați. Păi, dar n-au poți, măi, că ăștia n-au cu ce trăi. Terească Dumnezeu. Ești în putere, știi cum ești cu ei. Judecăm pe cineva care e la neputință. Dar stați o leacă, mă scuzați că intervin. Dar toată vara când au băut, când au putut, nu stau la băut. Și ăla, dacă o luam așa. Asta a învățat când a făcut. Nu judecă. Domnul primar, acum să vă informez. Să fiți bine informat, da? La Scorțeni, în august 2020, aveam următoarele persoane. Vrote Gigi, Turcu Petrică, Lichi Vasile, Macaru Marin, Cerna Costel, Ardeleanu Petrică, Pătrău Clement, Drăgoi Daniel, Macaru Valerică, Cernat Pete și Cojocaru Ion. 11! 11! Acum, doamna Vici, din fata care trage clopotul, din restul, ia spune-mi. Nu, ia vine lumânări, nu băga numai în mini. Nu, nu, de la 11 persoane s-au ajuns la 25 pe Scorțeni. La Grigoreni, de la 7 persoane, așa că avem oameni, dumne, nu? 14. Deci de la 7 persoane, 14. Iar la Florești, de la 9 persoane, la 13. A, puțin aici. Aici mai trebuie. Doamne, a făcut, dar dacă ei se încadrează, ce să le facă? Păi tocmai să vină, domnul le-a făcut de-o dosar. Nu, dar eu tocmai n-am spus că vicele primar, nici nu are ce să caute semnătura vicelui primar pe astea. În afară de pontaj... Dar cine răspunde? Drăgoi Daniel nu făcea comerț la primăriul. Ei se încadrează... S-ai băgat dinainte de a veni eu. Noi ce să le fac? Deci nu-i tipit. Dar n-am zis că nu... Trebuie să-i pune la treabă. Asta am vrut să zic. Nu, dar n-am zis că pune și treaba. Nu că nu se încadrează. Se încadrează, sunt suficiențe. Înseamnă că avem cu ce face treabă. Trebuie să-i pune la treabă. Da. Eu de asta sunt. Păi normal și nu vezi la oi. Sunt la plină de Clementin și n-a venit. Am dat telefonul, o să n-am vrut să vină, nu mai răspuns. Mă duc acasă, scot. Strategii anuale de achiziții publice și programul anual de achiziții publice pe anul 2020. Care îți face mișcarea? Îndescuiați să le pun la loc? Dacă să scrie cineva la cuvânt legat de acest domnul Cipcă. Strategia. Altcineva? Domnul Cipcă, spuneți. Aș vrea să vă întreb, după cum e făcut raportul, da? Aș vrea să întreb
întreb în principiu celor patru ochi. Care sunt persoanele? Pentru că tabelele care le avem sunt trei persoane. În principiu celor patru ochi ar trebui să fie patru persoane. Unul care îi face și restul să... 8, 2, verifice. Cum? 8, 8. Nu, așa e, așa e definiția practic în proiectul ăsta. Nu, tu ias ochi. Principiul celor patru ochi sunt dirimente. Care spate? Sunteți noi asta, domnul Misa, doamna contabilă și al patrulea? Rămas trei. Nota secretă, micuțul urmă. Da, deci aici mai trebuie încurcă stană, bă. Ca idei. Da, unde știi? În principiu celor patru ori care e făcut în planul de achiziții și în documentația. Întotdeauna da? Impar. În strategia anuală de achiziții publice. Totdeauna impar. Orice comisie impar. Dumnezeu, știți, și Consiliul Local se țin pas. Știți dumneavoastră la punctul numărul 4, da? La sfârșitul terminării punctului numărul 4. Ăsta e planul strategiei care trebuie în baza la asta funcționă. Principiul celor 4 care implică împărțirea clară a sarcinilor în doi pași. Pe de o parte inițiere și de o altă parte verificare, efectuată de persoane diferite. Celor 4 nu înseamnă două persoane, da? Se referă la 4 persoane. Ca idei, vă spun, acum, da, o facem așa cum e, nu e o problemă. Da, eu n-am o să zic, după eu știu că doar să faci în poate. În anexa care... Da, nu te, nu te contrazic, trebuie să verific cu 4, 8, cu 16, nu secretar te spun. A, am văzut că ați spus pentru achizițiile de combustibil, 50.000. Da, aici a trebuit verificat cumva limita care am aprobat-o noi. Dar din cameră, eu ce v-am spus, când se termină, nu mai poți să alimentezi. Nu, 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 nu merge. Deci, dacă trebuie pentru... Dacă trebuie, da, dar asta la ședința următoare, să faci. Dar acum avem la ceva. Să întreb, domnul Lisu nu e aici, dar... De exemplu, la alte... Mai ales că noi crescut și prețuri, aveți dreptate. Planul anual pentru achiziții publice, da? Alte bunuri și servicii, 100.000. Aici 5. Mi-a spus doamna la comisie, spuneți. Au fost, nu, sunt eu, a fost pe jos, explicat la Alexandru. Da, da. Da, da, da. Cu achiziții. Ce ți-a spus? E ONU? La punctul 7, da? Da. Între da. Cheltuielile e ONU, telefon, sobisul, site-urile, telefonul fix. Și suma este pe an, ce s-a cheltuit anul ăsta, s-a pus cam aceea sumă. Estimat. Ok, da. De exemplu, noi pentru EON, Telecom, și toate celelalte care noi, practic, avem un contract în derulare, în punem pe agenții publice. Nu știu, faceți-mă să înțeleg că nu... Dar nu ești beneficiar de servicii, de achiziții publice. Cum? Tu dacă n-ai un contract cu cineva... Da. Este contract în derulare la Telecom? Sau la Orange? Sau la... Dar trebuie trecut. Păi și... Orice este contract și beneficiezi din niște servicii, este achiziție publică. Și o hârtie igienică, dacă... Da, dumneavoastră vreți să spuneți că noi luna asta, practic, luna asta, anul ăsta, facem licitații către EON sau către Iluminat, că nu se face către EON. Dar avem instalația cealaltă dată, care se modificau și bradul. Da, domnul primar, noi avem... Eu nu vreau să zic că e un pic. Noi avem contract la Orient, da? 2 ani. Anul trecut ai făcut licitații pentru așa, cum să spun, da? Când îi trebuie contract, când îi trebuie licitații. Dar noi contractul nu-l avem an de an, îl avem pe 2 ani. Anul ăsta ar pune mea pentru achiziții publice cu valoare. Sunt care sunt contracte în fiecare an. Unul se încheie anul ăsta, altul se începe anul viitor. Deci sunt, nu toate sunt încep, ca la alegeri. Sunt chiar separat. Eu știam că de 2 ani de asta. Dar n-ai înțeles. La unul în 2021, unul în 2023, unul în 2022, unul în 2024. Reparații pumpului de apă, modernizări stații. Nu, dar noi... Acum cerul e falcat. Este nefalcat. La obiecte de inventar, cam ce s-ar vrea să se cumpere? Că am întrebat de fiecare dată care ar fi inventarul, care... Nu știu, o fi... La obiecte de inventar... Nu spune doamna. Chiar anul trecut, am mai dotat unele birouri, s-au mai luat imprimante, calculatoare, laptopuri, asta înseamnă. S-a mai luat un scaun, nu fi. Deci mai strâng, da. După solicitare, fiecare ce are nevoie, face referat. Nu știi în cursul anului ce să-i vezi, nu poți să-i lași pe pici de pe un el. Avem lipsul prin inventar ceva, cum... O scară, o scară lipsă. O scară, da? Care a dispărut senzațional.
Dar nu fost el național și să va acasă. Că dacă nu știe nimeni nimic de ea, asta e. Îți cam nimic de vreo 20 de ani, 300 de lei, da. Mari. Și mai chiar primul din ce anul ăla, știi? Mai au de asta de lemn două la primul punct. Păi, accesorii la copiatoare ce sunt? Sunt tonerii. Tonerile, așa. Nu te sai? Piese, și piese, mai strâtă. Fiecare compartiment are copiatură. Xeroxul ăla mare. Micro și max. Și-l reparat. Ăla mare, în ce stat? Funcțional? L-a reparat. L-a reparat. Este a nostru sau este tot închinit? Dar nu era consilier când am dat 110 milioane, nu știu că am văzut ce nu mai zic. Păi, nu era doamna Adrici Cobos? Cum? Cum să fie închirii? Nu, am avut pe ea la închirii. Cum? Era tot închirii. Ăsta e anul. Am avut, am avut. Să puneți la vot. Hai, să puneți la vot. Strategia anuală. Cine este de acord cu strategia? Cine este de acord cu strategia? Achiziții. Da? Toată lumea. Revenim la buget. La proiectul privind aprobarea bugetului. Contravaloare. Contravaloare. Da, cu școala. Contravaloare, vă rog frumos. Cine este de acord? Și dacă tot au venit, am vorbit și cu doamna contabilă, m-a rugat domnișoara care este titulară la noi pe postul de învățătoare pentru prima de instalare, care e obligatoriu a fi plătită. Ea m-a rugat să întreb dacă doamna contabilă, doamna contabilă mi-a spus că într-adevăr de la școală s-a solicitat prima de instalare pentru domnișoara învățătoare nou venită. Noi am dat bani la școală, dar cum i-am părțit ei, nu știu. N-au mai devenit solicitare. Din ce i-am dat acum? Acum din 90.000 care îi dau la școală. Ei și împart acolo cum le trebuie, banii. Bun, hai să trecem la buget. L-ai aprobat de contabil. Dă-mi buget. Vreau întrebări la buget. Trecem la buget. Ședința s-a terminat la 12:30. Da? La Consiliul Județean. Ne-au sunat de la contabilitate și am vorbit și cu președintele Consiliului Județean. Știu sumele. 2.750 pentru drumuri și 4.500 pentru proiect. Scurt. Toate primările, deci cred că o termina și ședința, am vorbit și la Strugari și cu Câtă, la Mătirești, toți erau o ședință cu sumele prezuntivică de pe telefon. Vreți să vă mai țin? Eu nu mă grăbesc, pot sta până așa. Dar până ajunge la S, să le primiți oficial, stăm dacă aveți. În momentul ăsta, nu e nicio problemă. Oricum sumele sunt trecute. Astea sumele. Se poate reveni sau nu se poate sau... Se pot mișora sau majora, da? Nu, din mișora nu, le-am primit. Dacă aveți propuneri de... Dacă e mai mult, Doamne ajută! Făceți-le ca să depășim momentul, da. Deci avem așa, cum ați zis prin telefon, 275 care sunt drumuri. Atât. 275.000 la drumuri, sume din TVA pentru drumuri cu destinații, iar 450.000 sunt sume repartizate de Consiliul Județean. Nu neapărat pe investiții. Da. Aia 450.000 și cu asta explicam în ședința pe comisii, la sfârșit de an au rămas 152.000 excedent, bani în cont, în total de 602.000, din care am discutat cu domnul primar și am pus așa pe obiective și... Dar lasă-mă lea că se explică, Alina, să vadă oamenii, deci ce vreau, eu vreau să fiu chiar foarte detaliat.
Eu am avut întâlniri cu șefii de la Consiliul Județean cu toți. Necesarul nostru era de 18 miliarde. Și să vă dau de facat și să înțelegeți dumneavoastră ce am cerut și ce am primit și cum trebuie să împărțim. La reabilitare drumului de interes local pentru asfaltare, că suntem la mediu acum, mâine la apă intrăm și ne dă avizul cu Natura 2000, 10.000 studiu la SGA, deci vorbim de stat, deci nu se duc bani la privat, e SGA-ul de gospodările apă, da? La modernizare drumului de interes local, 297.500, proiectul termin plus avize. La s-a terminat licitația, dar PTH-ul trebuie să-l plătim noi, da? La alimentare cu apă, peste 2-3 săptămâni semnăm contractul de finanțare și în primăvară ne apucăm de apă. Deci 257 de milioane mi-au cerut techi, vorbim, studiul de impact de la mediu pentru Natura 2000, făcut de un biolog, sunt puțin biologi în România, și firmă de stat, plus 400.000 proiectul tehnic. Ascultați ce vă spun. Și după aia vă spun ce am putut din bugetul care l-avem și cum l-am împărțit. La iluminatul public, cota noastră de finanțare este de 100.000. Ce schimbăm, că le-am adus lătării, partea noastră de finanțare este de 1.000.000. Trebuie plătit, că luna viitoare schimbăm. Nu era proiectul. Construirii la grădiniță am pus doar 74.000 din 4.530.000 pentru că am o factură emisă și trebuie plătită, da? La tractorul care vine prin gal, partea noastră este de 410.000.000, 41.000. La PNRR, când mâine mă duc semnez dimineața la ora 6 pe la București, semnez contractul, unde a fost și tatăl domnului Rotariu la Strugari, acum două zile, de 23.000.000, două stații de încărcare electrice, plus camerele la vedere pe toate ulițării, din 1.500.000, am pus doar 40.000 ca să am cu ce să mă mișc. Plăcuții de numele străzi, ce vine? 10.000. 10.000. Da, da, la o așa mi-ai dat urmă. Da, 10.000, că așa, să am de ce mă legam. Plăcuțile de străzi trebuie plătite, că trebuie să vină pentru nomenclatorul stradal, e 21.000, 210.000.000, aproape, 20.000. La centrul comunitar, la spitalul care va fi microspital la Florești, din 1.500.000 am pus 20.000. 10.000. Am mai tăiat 10.000. Așa. Nu, da, am umblat. Acum eu ce mi-ai dat o altă citire. La strategia de dezvoltare locală, care este necesară oricărei comune, că orice proiect trebuie să fie prins în strategia pe 5 ani sau pe cât e, 25.000 s-au lăsat la 20. 20. Am mai tăiat. La pompa, care știți că am intervenit de atâtea ori și să luăm o pompă și o căuta băieții pinetrii, 12.000 de lei cu capacitatea ca să nu rămânem în impas până băgăm noi apă, da? Că trebuie. Mai schimbăm o tripă. Mentenanță. Băi, Boțanii, asta e viața, frate. Dar dacă se rămâi, de unde o iei? Dacă n-ai bani, cum o cumperi? Că eu am strâns bani cu băieții din primărie și vă spun în toți. Și Bogdan și tăți de-am făcut pompa la... El lucra omul cea la cu 2 ani. Neatătar. La... nu mai lucrează. Deci atenție. Păi, mentenanță stații de epurare, unde avem stația asta, în 10.000. Și bata minerală care s-a pus pe tavanul de la Florești, n-a fost prins în proiect, dar au pus fată când am pus așa și trebuie să plătim 9.300 de lei. Și la școală, că școala face parte din noi, la 2.700.000 când ne-a cerut, am trecut 90.000 de lei, 900.000.000. La apartament s-o prins ceva? Dar de unde s-o mai prins, băi? Tu vrei apă sau apartament? Da, dar e păcat el că-i făcut... Păi și ce să fac? Asta e. Noi luăm prioritățile, Antonie, eu sunt de acord cu tine. Dar dacă îți dau ții simpați banii ăștia, îți văd ce faci. Dacă să zic cineva la cuvânt... Deci, vorbiți acum, că eu sunt dispus la... Prindeți măcar ceva pentru el și după aia dacă... Nu ai cu ce, băi, dar ce fac un leu? Dar trebuie să plătesc 1.000 lei măcar. Domn primar, merge serul. Da. Bun. Faceți 13 copii la creionările care aveți dumneavoastră, ca să nu votăm orbești. Da. Mai faceți încă 13 copii la ceea ce au venit de la Consiliul Județean, că și prin telefon dacă au venit, cumva trebuie să fie prins, ca să vedem și noi. Da. Hai, în 2 minute rezolvăm. La Consiliul Județean telefon. Am înțeles, dumneavoastră. Faceți ce aveți creionat. Faceți șablonat acolo. Faceți șablonat la primărie. Fă copii la astea. Nu durează copii. Să facă 13. 13 copii. Deci nu-i că, băi, dacă ai, oprește-o de acolo.
ceva. Da, spune, domnule. La buget, vreau să... de pe capitolul salubritate, din suma de 3.600.000, vin un amendament care trebuie să-l aprobe Consiliul Local. 3 miliarde unde sprinși aici? Nu sprinși. Ei, 360.000. Este raportul de la fel. Asta zic, dar nu e în lista asta. Acolo, nu discutăm de aia, că n-am de acolo. Deci 70.000 de lei, adică 700 de milioane, pentru construirea casei mortuare de la Scoțeni. Vă las să deliberați. Deci eu vin cu amendamentul, trebuie consemnat. Cât a spus domnul primar? 70.000. Atâta o foștea, părinte, vă foștea mai mult. Dar eu atât. Domnul primar, azi dacă spuneți cât o... Mă scuzați, m-am înscris la cuvânt forța. De cât o solicitat? 70.000. Azi dimineața am vorbit cu dânsul, el o solicitat 2 miliarde și cu monumente. Dar e mulțumit cu 70.000 să fac asta. Am vorbit cu părintele azi. Deci dânsul este mulțumit cu suma asta. Cu suma asta. Am înțeles. Nu am zis că... Azi dimineața trebuie. Dacă dânsul a discutat cu dânsul și mulțumit... Dar s-a terminat cu reclamațiile? Nu știu. Nu e problema mea, că nu fac parte din... Au început altele. Au început altele la doctor, la asta. Avem un proiect în spate, domn primar, pentru banii așa. Ai, dar ai, am văzut trei proiecte. Nu, vă scris la cum și vorbiți. Nu, nu. Eu nu cred că este cineva... Eu am propus, dumneavoastră. Eu nu cred că este cineva împotrivă. Eu, de exemplu, când vreau, când o-i muri, pe mine ori mă incinerează și mă pune pe acolo pe sufragerie. Ori dacă nu, oricum să nu mă țin în casă. Nu arzi, nu arzi, dracului, nu arzi. Nu, păi îți moaște, băi, ai dreptate. Eu sunt o sfântă, corect. Domnul Cernat. Nu eram eu primul. Cine-i primul? Domnul primar, am înțeles că da, o solicitat din partea parohiei 2 miliarde. Vă citesc, dacă vreți să vă citesc, că e datoria mea și da. Deduceți, dar după aia părinților vin ieri, azi dimineață și ieri, dar azi dimineață vă zis că să nu dăm nimic la monumente istorice, îi dăm 70.000 să-și termine casa mortoare. Eu vă citesc solicitarea părinților. Domnule primar, cu respect, vă înaintăm cererea parohiei Scoțeni, reprezentată de preotul paroh Ceaușu Costică, prin care solicităm un sprijin financiar pentru monumentele istorice pe care Comuna Scoțeni, condusă de dumneavoastră și biserica, le dețin. Vă rugăm să ne sprijiniți, conform legii 422/2001, articolul 50.1 și 2, privind protejarea monumentelor istorice și a le susține financiar. Vă rugăm să prindeți un buget separat pe linia monumente istorice cererea noastră și să întocmiți o documentație în acest sens. De asemenea, vă rugăm să prindeți cererea noastră financiară și în bugetul propriu. În anul trecut am solicitat Consiliul Local și ne-a spăcălit împărțind suma cu 666 la 3. Domnule primar, avem trei avizie pentru a putea construi la Biserica Merișor mai repararea catapetei, așa. La Casa Praznicală costurile se ridică la 150.000 de lei. Privind proiectul, avizele, manopera, materiale, pictura plus dotarea cu cele necesare pentru a fi utilizată. Acest obiectiv este de interes public și Consiliul Local are obligația să ajute comunitatea. Vă rugăm să luați dumneavoastră această lucrare și să o duceți la bun sfârșit, fără a mai fi implicată parohia, să preluați această lucrare. Solicităm acest demers pentru că avem nenumerate exemple unde s-a făcut acest lucru. Anul 2022 am depus mai multe cereri care nu au fost puse în discuție într-o comisie de analiză. Parohia Scoțeni, Consiliul Local, vă solicită această cerere, vă mulțumesc cu stimă și recunoștință, Ceaușul, și plus câțiva consilieri parohie. Acum, dumneavoastră, se supune la, se înscrie la cuvânt, da? Da, ascult. Eu m-am înscris la cuvânt. Da, Zafirescu. Da, domnul primar, am înțeles că o solicitat părinte, dumneavoastră ați hotărât cu dânsul de comun acord, cred că nu? Adică... Eu v-am solicitat și am zis că dacă trebuie făcută pe sacul care nu are, banii merg pe monumente istorice sau merg pe culte? Doar pentru casă. Atât. Casa, nu, dar am înțeles, pe culte, dar nu, de, nu de pe culte. Pe... A renunțat la monumentul părinților. Nu, doar pentru culte. Cerere monumente istorice. Nu pe culte. Dacă scria... O zis împreună cu dacă ați vorbit și ați fost atent, pare foarte rău.
Acolo la casa clasică, la casa clasică, vă spune și zic că la orice 50.000 de lei. Nu vorbeam deloc. Deci banii merg pe culte? Nu citea, parcă suntem... Da, pentru casa... Casa, casa Simor, capela, da, capela mortală. Da, casa frate da, nu e aceeași, casa frate Nicolae, casa frate. Da, 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 acoperișul strict. Da, da, dar nu face separat. Banii după aprobare, acum, după aprobare bugetului. Proiectele separate. Banii vor merge în prima decadă anului sau pe da, tot parcursul anului? Aici, doamna contabilă? Deci dacă domnul primar a propus să tăiem de la salubritate, eu nu da, pot rămâne descoperită la salubritate pentru că mie în fiecare lună îmi vine factură. O să fie pe trimestrul 4 banii la salubritate, dacă, la culte, dacă o să fie. Deci eu pe, pe trimestrul 4? Da, pe trimestrul 4. Dar la iarnă s-a apucit din lucrare? Nu, păi și eu ce fac dacă vine factura la salubritate? Păi da, aveți sume de bani pe salubritate. Păi pe salubritate sunt, dar vin facturi, aici în fiecare lună. Doamne contabile, să înțelegem că suma asta care o luat-o de la salubritate nu acoperă toate lunile. Păi suma asta care o am eu de 360.000 la salubritate îmi acoperă facturile la salubritate. Pe ce perioadă? Pe tot anul, pe tot anul. Păi da, și atunci... Suma asta a luat-o din anii trecuți, ca și... Estimativ, sumă. La cuplețele de anul trecut, estimativ, cam suma asta ar acoperi, plus în suma asta de 360.000 mai am 15.000 de plătit declarația la mediu, pentru deșeuri. Și din încasările care se fac corect de la oameni, ce sume se strâng până în... Păi, nu știu, până la mijlocul verii, să spun, până în trimestrul... Să sunt, oamenii plătesc, da, în general, foarte mult acum. Până în martie miliard, plătesc până la 70 jumătate anului, 100.000. Asta vreau să spun, că totuși acum aveți o sumă de bani, adică aveți cu ce plăti la salubritate, n-au luat toți banii de la salubritate și nu mai aveți cu ce plăti salubritate dacă dați la culte. Nu, nu pot eu acum banii de la salubritate pe trimestru 1 sau 2, pentru că mie vin facturi, eu n-am de unde să plătesc facturi. Dar care culte, pentru că e vorba de culte. Culte, da. Și rectificarea și buget se poate face începând cu luna iulie, doar în cazul dacă primesc bani. Dacă nu primesc bani, de unde să tai și să pun la salubritate? Nu am de unde. Pe unde le luăm bani acolo? Păi eu dacă nu plătesc factura la salubritate, îmi calculează majorări. Dacă dumneavoastră vă convine să plătiți în plus majorări la salubritate, nu, nu convine nici suma care se plătește acum, doamna contabilă. Păi și la nimeni nu convine. Este posibilitate să intrăm în impas, în capacitate de plată? Nu. Păi dacă ia 70.000, îmi ia banii, da. Suntem pasibili de incapacitate de plată, nu? Hai, bine, bine, firmă din absorbență, atunci vine vorba de ani. 32.000, acum au venit 23.000, deci depinde în funcție de cantitatea de deșeuri preluată din comună. Din altă parte, se poate lua domn primar? V-ați ascult la vot? La vot, da. Da, dar e bun de aici, de la salubritate, nu de aici. Antonel, vrei să-i dai pe persoana din handicap? Nu, nu, nu. Am întrebat dacă se mai poate lua... Am întrebat dacă se soluția, dar depinde și din casări și depinde de dumneavoastră. Eu zic că se găsește. Da, nu știu, mi se pare adică în ultima decada anului, adică înseamnă că anul ăsta nu se face nimic, adică nu se poate asta doar este, nimic. Se asta pune piedică și adică dați banii, nu mai veți în roate pentru așa ceva. Nu se poate folosi banii. Asta este problema. Ba da, sunt soluții. Să susțin asta. Dar la copilul. Vă rog, care e rolul? Domnul Zafirescu, mai aveți ceva de spus? Spuneți. Mai aveți ceva de spus? Da, o să mai revin parcurs. Domnul Franț, stai ca să vedem eu trebuie. Domnul Franț. Am înțeles că au fost sumele date și de anii trecuți. Cu sumele alea s-a făcut ceva pentru casa mortuară? Nu. Deci s-a dat 20.000, odată 10.000, odată 10.000. Chiar astăzi a fost în teren. Domnul Rotariu. Putem să vă spunem noi despre așa, ați fost în teren, cele au fost solicitate da, pentru case mortuare, justificare nu s-a adus pentru case mortuare, s-a adus pentru altceva. Nu au nevoie de case mortuare, nu s-au folosit bani. Spune fiind de consiliat, ați fost în teren. Lucrări la casa mortuară au început, deci fizic lucrări nu există. Acum, din ce bani s-au făcut? Numai proiectul am înțeles, știm, fost dar lucrările nu există, dacă nu avem justificare cu ele. În cazul în care sunt proiectul care este în cazul în care este suma asta de 70.000 de lei, dacă este are disponibilă vreodată, normal ar fi să fie împărțită pentru toate satele.
Nu este adevărat, sub nicio formă, nu este adevărat, zii, pentru că monumentele și astea au altă, ar și să pună în funcție de casă mortuar, nu de monument. Da, da, dar să pună în funcție câți oameni sunt la Florești, 300 de familii le punem, câți sunt la Sforțeni, câți sunt la Grigorie. Punem după mărime. Tot acolo ajungem, doamne. Nu ajungem tot acolo, pentru că aici sunt peste 1000 de locuitori, cimitirul este de 3 ori mai mare. Da, păi e așa, nu? Da, dar casă mortuară trebuie. Da, am înțeles că trebuie, dar trebuie. Așa 70 de mii nu mai costă să găsească în așa fel, că să nu se ducă plățile în ultimul trimestru. Eu așa sau poate nu, nu 70 de mii, poate sunt mai mică. De ce nu mă sunim pe toată lumea? Dacă tot faceți chestia asta, că luați de acolo și o să... Băi, ăia 70 de mii, dai 30 de mii. Să apuce de lucru. Dar bineînțeles. Vin cu lucrări sau cu 20.000 sau cu vin cu lucrări. Și dă-le și la celălalt. Dar cum adică? Toate au nevoie, că toți sunt oameni, domnule. Cum adică? Da, corect. Și venim și mie în rândul că... Da, pentru era domnul Frans. Era domnul Frans la rând. Da, eu am... Domnul Cipcă. Eu vă spun așa. Cererea e făcută prin culte. Nu are... Prin monumente istorice. Banii respectivi, noi ca primărie, un monument istoric trebuie să-l susținem. Dacă domnul părinte a venit cu suma, nu știu cât a venit acolo, n-are, nu, deci noi nu putem să zicem, da, dacă suntem de acord, dă 70.000, dă 70.000, dar nu putem să-i punem, nu sunt banii de cult. Banii de cult, da, dai și îi par. Monument istoric, e altceva. Nu, Ioan, n-ai înțeles și n-ai ascultat până la final. Ascultă-mă, ți-o plăcere. Ai citit din nou... Deci a cerut pentru monumente istorice. Da. Separat. Așa a cerut... Deci, pentru... La casa praznicală, costurile se ridică la 150.000 de lei. Deci separat de falcat. Ok, la monumente istorice a prins? Acolo, deci cu tot pe 150.000. Pentru că noi ca primărie, monumente istorice, la o solicitare, orice primărie... Băi, la monumente istorice, părintele au zis că renunță, ce am vorbit, pentru că au primit niște finanțări de la Ministerul Culturilor. Are cu ce să învătii pe moment. Acum cu casa praznicală, eu am discutat cu el și vă spun, casa mortuară, el a zis că o strâns de 50.000 de lei de la oameni, că am avut o discuție foarte francă cu părintele el și am spus, el o zis că mi-o dă mie. Da, părinte, o să mi-o predai mie, dar în momentul în care în justiție ceea 50.000 cu chitanță la fiecare om, să văd, pentru că sunt niște cheltuieli care le-ai făcut. Eu nu pot să preiau. I-o dat părintului 50.000 și o cheltuit din proiecte fără o justificare. Ca să continuăm noi, că nici n-am fi ajuns la treaba asta. Deci trebuie justificare. A primit 50.000 de la oameni din donații, fiecare cât a donat, cu semnătură cu tot, ce o cheltuit din proiecte cu factură și 20.000 de la primărie. Ei, în momentul în care i-am spus, atunci am pus o prevedere. El vrea să o continui el acum, cu diferența asta de bani să o termini. Acum e la latitudinea dumneavoastră ca să mărtoară la scoțienții. Da, acum sunteți consilieri, eu am propus, dar primăria durează iar 5 ani până o face. Păi aia e. Sunt 3 comisii în primărie, da? A treia comisie, în care sunt eu președinte, ar fi trebuit să aibă înștiințare de orice solicitare venită de la școală, în primul rând, da? Culte, educații, trebuie să vină orice solicitare, orice chestie, trebuie redirecționată către comisia noastră să vedem și noi ce trebuie. De la biserici la fel, da? Cu toate care treabă cu buget. Dar noi, ca și comisii de cultură, da? Educație, ce facem aici? Dacă noi nu știm despre solicitările care vin de către culte, care nu știm solicitări de către școală, spuneți-mi dumneavoastră ce facem noi aici la comisie dacă nu... Ioane, de câte ori ai trecut la mine și te-ai dus? Nu, domnul Marș, nu, haideți să mă amestecăm, nu lucrez aici. Da, nu, dacă nu aici. Nu lucrez aici. Dacă faci parte din comisie, te duci și la școală. Și eu trebuie să vin în fiecare zi sau la săptămână. Când ai pe o problemă, vă spun, orice problemă că ai avut-o dumitare, mai suna și te-am ajutat, dar trebuie să... Domnul primar, stați... Nu are cine, mă, să te informezi pe tine. La orice secundă, mă. Da, domnul Palcă, mai ești în comisia la școală? Nu mai știu. Da. Te-am luat de la comisie? Da. Eu nu sunt comisia la școală. Eu sunt în comisia primării. Păi și bine, mă, tată, băi! Educație. Cine te oprește? Acum, ai, eu de unde susțin? De exemplu, școală, am făcut solicitare. Nu, am venit eu cu solicitări, da? Și ce a zis dumneavoastră mai zic când am venit cu ceva?
Nu a fost un lume personal. Dar nu contează mă că nu vin unui personal, lumini oricui, că de asta suntem aici. Am venit solicitări să se facă. Dar oricine, trebuie să discutăm, că nu o luăm iar acolo. Ești de acord, poate. Dacă solicitarea ești mai tranșat azi, dar nu e așa. Asta vă zic, dacă solicitarea este făcută... Orice discurs cu mine și îmi spui, dacă nu poți, când treci la primărie, ai venit cu o problemă, du-te-vă la contabil și vezi, du-te-vă. Ai fost la Apoleon? Domnul Cept vrea să spună că noi care facem parte din Organizația Culturii, noi nu am știut niciodată când s-au depus cererii. Când părintele a depus o cerere. Dar nici rostea nu ține nimic cu mata libre niciodată. De ce a prezentat-o? Păi acum ați prezentat-o, dar are cerere de 4 luni. De 4 luni de zile și nu am luat nicio mână. Dar nu te anunțe nimeni. Asta se prezintă în Consiliu, doamnă. Păi da, și ne-ați prezentat-o vreodată în Consiliu? Asta-i. Dar câte că a depus nenumărate cereri? O fi depusă și a întrecut. Și a depus acum 4 luni. Dacă vă uitați în urmă, acum 4 luni, vă depus o cerere. Băi, vă depus, dar acum ta n-ai bani, ce răspuns îi dai? Păi, dar trebuie măcar să-i chinat un răspuns, pentru că nu sunt măcar să răspunsă cererea aia. Ați vorbit acum. Dar celelalte cereri n-a dat nicio fel de răspuns. Dar știu! Domnul Palcău! Domnul Palcău! Aveți cuvântul? Domnul Palcău! Spuneți! Domnul Palcău! Domnul Palcău! Domnul Palcău! Domnul Palcău! Domnul Palcău! Eu asta am vrut să spun. Dacă cererea respectivă este făcută în, nu în culte, da? Nu în numele cultelor, în numele monumentelor, din două. Deci dacă e din două ceva, dar deci unii, ia citeți-mă, le-ați scris, că n-am auzit. Am citit, bă, ia citeți, nu mai citeți a doua. Noi, ca o altă primărie, trebuie să citească. Unii, unii scriiști. Păi, dar acum nu mai pot, că vreau să nu mai pot, sau nu pot, sau nu pot. Nu, doamne, dar știți ce se întâmplă? Problema este că duci pe culte să par pe care îi sergi și spune... Nu, uite, 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 doamna președintă, mai sunt... Și eu m-am scris la cuvântul. Da, o să termine domnul Cipcă. Voiam să-i dau, să dau lămurire. Biserica Scorțenie este un monument istoric. Orice cerere ar face este în baza monumentelor istorice. Monument când, se face o ceva pentru culte, sunt parte la... Doamna președinte, vorbim în casă mortoară. Nu se intervine la biserică. Casă mortoară, vorbim și-o strig. Banii i-a cerut pentru casă mortoară, nu pot fi folosit. Eu sunt casă mortoară, nu pot să vorbesc ca ședință. Să schimbi cererea pentru... Casă mortoară! Da, măi, dar noi suntem forumul care dă cu... Dacă vreți să vedeți cererea anterioare făcute pentru casă... Cu sau fără cererea asta? Băi, cât pochi aveți? Cât pochi aveți? Dar citiți și nu vedeți? Caut de afară. Ce spune ea? La casa practicală. Dar aia lasă-o. 150.000 de lei îl costă proiectul. Dar citește de falcat. Ce pară de afară. Nu spus nimeni de sumă. Nu spus nimeni de sumă. Îi mulțumim cu 70.000. Dacă citești toată declarația, vezi că se referă la două chestii. Și nu zicem unde se duce. Îți zice aceeași cerere. Vă dar noi unde se duce. La casa mortoară. Am mai fost cerere. Nu-i vina primarului, nu-i vina nimănui, dar nu mi se pare în cererea făcută că a cerut bani pentru sprijinul cultelor și la urmă a cerut și pentru casa mortuară. Cine știu? La început a cerut pentru monument. Eu ce am auzit acolo, că cere și pentru asta, 700 de milioane vechi, da? 70.000. Pentru cealaltă biserică, pentru casa mortuară la Florești, am dat suma de 20.000. Și am reușit și am făcut-o. Și este destul de mare.
aici 70 și cu 20 anul trecut, de 90.000 de lei facem o vilă pentru morți? Sau o casă mortuală unde să ținem privit? Ca suprafață e la fel ca suprafața de la Florești. Nu ne-a gândit nimeni că trebuie deci, dați bani. Eu nu sunt de acord să dăm bani și... să terminăm lucrarea. Dar de ce n-a venit la asta cu un specialist să ne zică cum facem și noi mă, pentru conducta care duce la liță? Atâta bani trebuie pentru această... Are proiect. Are proiect. Da. Păi, și de ce nu este atașat aici? Devizul e de bună. Proiectul e proiect, devizul e deviz. Da, dar devizul face urma lucrărilor. Păi nu poți să faci aici, se estimează. Faci un prodeviz. Dacă are proiectul, pe baza proiectului, faci devizul. Banii folosiți, doamna contabil, banii folosiți pentru casa praznicală v-a adus că lucrările... Nu s-au cerut la orice... Deci am explicat. Grigoreniu a primit 20.000, am primit justificare cu poze, cu tot, ați mers în teren, ați văzut, este pentru casă mortuară, s-a făcut. Floreștiu a primit 10.000 din bugetul local și 10.000 tot prin bugetul local, sponsorizare, 20.000, am primit justificare cu poze, cu tot, s-a executat, s-a mers în teren astăzi și am înțeles că este executată lucrarea conform justificărilor aduse. La Scoțeni s-a dat odată 10.000, s-a mai dat 10.000, tot 20.000. Justificările au fost aduse pentru 10.000, pentru iconostas, ceva de genul, nu știu, monument istoric, așa, și 10.000 pentru o centrală achiziționată în valoare de 6.300 și niște materiale. Ați văzut, domnii consilieri, facturile, ați văzut, chitații, v-am dat dosarul să mergeți în teren să verificați. Astea sunt justificările de la Scoție. Pentru casa mortuară. De ce nu s-au folosit? Pentru casa mortuară nu am nimic. Cine a zis părintele, ca să înțelegeți domnul Undu. Părintele a zis, puzul dura 2 ani. A considerat din cuvință să folosească banii în alte parte. Nu putem folosi banii dați de o instituție în alte scopuri decât pentru lucrarea care s-a dat. Păi da. Așa din ce cauză s-a spus așa? Din ce cauză ți-a spus așa, dacă m-am înscris la cuvânt fără să vreau cuvânt? Din ce cauză s-a făcut așa ceva și nu s-a făcut pentru casa mortuară? Păi, au zis că puzul dura 2 ani și între timp s-au stricat cele de trebuință la parodie. S-a făcut reclamația, datorită reclamației care s-au făcut-o de aici din primărie și în restul, puzul s-a trecut pentru a lua autorizații și puzul dura 2 ani. Banii trebuiau cheltuiți. Asta ți-a spus. Deci asta. Nu s-a făcut altceva. Pe noi, consilierii locali, ne-ați înjosit într-un lucru. Doar o întrebare. Banii erau cu destinație precisă pentru casă mortoare plecați din Consiliu? Și erau banii plecați din Consiliu? Asta mă interesează. Banii erau cu dedicație pentru casă mortoară? Domnule primar, domnule consilier, vă zic atât. Deci dacă luăm bani de la o instituție, să dăm la altă instituție, să se folosească în alte scopuri decât cele pe care noi le hotărâm aici, înseamnă că noi suntem degeaba în acest consiliu, favorizăm persoane și cu asta am terminat. Vreau să vă întreb ceva, domnul. Ați fost astăzi la biserică, acolo, ca să vedeți... Era în comisie? Nu. Nu. Cine a fost? Domnul Palcău și cine? Domnul Vatariu? Da, și cu aparatul de specialitatea primară. Da. Considerați că lucrarea care este începută acolo, plus proiectul și acoperă suma aceea de 20 de lei? Nu suntem noi în măsură. Nu, dar avizile. Noi nu putem da doar cu prezupusul, nu putem noi. Noi am constatat că lucrările sunt începute, într-adevăr, la pas. Deci ceva s-a cheltuit o sumă de bani, da? Mi-a prezentat și centrala termic, care a înlocuit-o. E clar că dacă a înlocuit-o, dacă s-a stricat, trebuia să o înlocuiască. Și într-un final tot primăria a suportat costul, nu e nicio îndoială. Da, cum a cheltuit banii? Dar Florești, dacă se strică de cheltuie orice... În primul rând este o instituție. Cum s-o dau bani pentru școala de la Florești? Un miliard jumătate să reabiliteze școala de la Florești? Acoperiș, scăzut un pan... Da, mai mulți bani. Știu de un miliard jumătate. Cum s-o băgat în baza sportivă de aici, de la Scorțeni, 5 miliarde de lei, care nu folosește nimeni. 5 miliarde de lei băgați aici, care nici nu... Nici măcar nu dezbrăcat un copil o haine, s-o spălat nimeni mână la ghimet. Încuiată, stă niște lopeți și materiale stau pe acolo. Aici cine a făcut recepția. Nu mai știu acum cine a făcut recepția. Adică mă refer, s-au băgat sute de milioane, dar aici se folosește o comunitate întreagă de această casă. Și suntem buni de băgat păi numai bine, și domnul primar a fost de bună credință, că dânsul nu a fost împotriva, adică dânsul a discutat, adică de a văzut.
El a fost cel care a venit cu amendamentul, că na, desu a avut suma de bani, care știu exact, de un CIAș și doamna contabilă. Și nu mi se pare, adică, ceva care, da, nu știu, e ceva care nu ar fi de folos. Adică nu e folos în comunitate. S-a făcut terenul de fotbal la școala Grigoreni. S-a făcut terenul de fotbal la școala Florești. La Scorție nu s-a solicitat o sumă de bani. Acum mai este 10.000 de lei pentru vată minerală la școala Florești. Nu a mai spus nimeni că vai de mine, s-a făcut, deci s-a făcut. S-a făcut că așa s-a solicitat, a fost bine, a fost toată lumea de acord, e folosul comunității. Sunt de acord, sunt de acord, și sunt de acord să dăm bani pe acea lucrare, dar de ce nu se facă bani? Așa se facă bani. Să faci legal, să aduce bani, să demonstreze, băi, am făcut asta. În momentul în care nu este legal, simțiți că este o suspiciune, o plângere frumos făcută, sau reclamații, se pot face reclamații, acum se fac lucrurile. Dacă nu e 20.000, dacă nu s-au folosit și nu au adus acte justificative. Păi și dânsul o să răspundă, cred că nu, pe treaba asta sau nu? Domnul primar, de asta aveți poate mai bine stăpâniți. Ce se întâmplă? Hai, domnule, supunem la vot. Deci am înțeles, nu-i problema că nu sunt bani. Problema este că nu sunt banii. Trebuie luați din altă parte. Nu că nu sunt, nu-i vorba că nu vrem să dăm bani. Trebuie găsit o modalitate, poate nu găsim toată suma de 70.000. Poate ca să nu periclităm alte secțiuni bugetare, trebuie căzut de comun acord, trebuie făcut și la Scorțeni cum s-au făcut în toate celelalte, trebuie găsit o cale de mijloc. Dacă sunteți de acord cu 70.000, nu e nicio problemă. Voi mă să-ți faci tot deodată. Faci mai puțin, ușor. Să-ți auzi că e un miliard de bani. Cum facem? 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 Sunt de acord, păi, dar știu, că acești bani să se ducă pe lucrările care trebuie făcute, nu pe, în alte scopuri. Acum 2 ani, domnul primar, când au vrut să vină cu un amendament cineva de 100.000 de lei, de 1.000.000.000 de lei vechi, dânsul a promis că pe CNI se va implica și va susține proiectul care îl avea părintele pentru restaurarea monumentelor istorice și nu s-a întâmplat nici în ziua de astăzi după 2 ani jumătate. Sunt apărinte. Ce spun, ca să închei subiectul. Nu, pe CNI se dea tot suma 10.000.000.000, era părinte. Puși la obiect, nu vreau să zic. Adică dânsul cred că știi de ce de suma asta, pentru că... Vreau să zic niciun subiect. Exact cum sunt din 3 ani de zile, la ultimele avizii, pentru apă, CNI și asfalt, da? Pe aceeași listă este și parolia Scoțeni. În momentul în care vine notificarea de activare a proiectului, va intra și parolia. Deci nu depinde de mine, suntem de listă acolo. Astea, două din lucrări de prim urgență și abia am terminat. Mâine sunt CT-ul la Bacău cu avizul la apă și sărămâna. Ne apucăm de treabă în primăvară. Dar, deci urmează, știți foarte bine că durează 2, 3, 4 ani de zile până intră de pe lista cash, pe lista sinteză, intră la finanțare. Mai mult nu pot să spun. Am înțeles. Mai este cineva care pentru bugetul vrea să vă... Pentru buget, da. Pentru buget mai am și eu, pentru subiectul ăsta nu. Mai am vătrui amendament, zic, domnul primar, dacă e de acord cu el. Da, nu mai este domnul Cintu și apoi domnul Cianfirescu. N-am de unde. La buget am și eu câteva amendamente de făcut. De găsi bani, sper să găsim. Dacă nu, sper să găsim oricum. Azi, 4 amendamente am. Primul amendament este cu suma de 20.000 de lei pentru teren de fotbal la Scorțeni. Domnul Mihăiță are dreptate, nu a fost nicio susținere, Florești nici, s-a început, sub nicio formă, anul ăsta. Nu, nu mă interesează dacă este sau nu este. 100 de lei, poate nu, vorbă, da. nu. Deci asta ar fi. Eu am propus suma de 20.000, important să fie prins. 100 de lei vreți să prindeți 100 de lei. Cine vrea, bun? Bă, asta ar fi primul. Al doilea ar fi, am venit cu o propunere către dumneavoastră cu vreo câteva luni pentru monumentul eroilor la Florești. A spus că dați către aparatul de specialitate să intereseze cine să scoateți de la arhivă, cine, cum și ce eroi. Nu la arhivă, am vorbit la monument, am vorbit la cult eroilor. Așa, direct. Ei, dar vă vrea să prindem o sumă de... Da, eu am pus 15.000, dacă nu ai nicio șansă. Dacă e, dacă nu, eu oricum aș vrea să... Eu nu, să fie realiști. E bun, eu te ascult. Eu la ceea ce spun acum, aș vrea tot să spună dacă da sau nu și să spună înapoi dacă da sau nu. Da, bine! Domnul, discuții și atât. Monumentul la Florești, eu am pus 15.000. Următorul, 15.000.
Da, 15.000. Nu vreau asfalt și apă. Per total, valoarea e de 70.000 per total. Următorul amendament este în felul următor. La Sorțeni sunt două parcuri, la Grigoreni este parc, pentru copii mă refer. La Forești am venit de mai multe ori cu solicitări la sânătă să faceți cumva la topoganul respectiv. Un topogan avem atât și ăla e praf, nu poți mai urci copii, nu mai... Aici să spunem că din răutate sau că s-au rupt, nu, s-au deteriorat, da? Acolo am pus suma de 10.000 pentru a face un părculeț. Un topogan cu ceva, nu știu, să se facă ceva. Vreți 10.000 sau nu? Vreau să fie prins. Eu personal. Dar venit aia. Domn primar, găsim de tăiat. 100 de lei o găsim de tăiat, dar important să fie prins. Că după aia când bani găsim primăria, haideți să vă zic părerea. La, nu numai la, la cheltuieli de funcționare, de exemplu, sau la personal, dacă dumneavoastră luați și calculați toate toate execuțiile bugetare, da? Pe tot parcursul anului, faceți un calcul să vedeți că la fiecare este rotunjire, da? În plus, nu minus. Dacă este, să zicem așa, 340.000, e 355. Adică câte un pic se găsesc câteva sute de lei ca să prindem aceste... De asta explicam în ședința pe comisie. Suntem personalul angajat. Sunt care trec la o altă tranșă de vechime. Trebuie să-i dai spor de vechime. Sunt care avansează în grad. Deci eu nu pot să știu la fiecare salariu dacă se mărește sau nu. Dar nu mai devansează niciunul? Bani, nu. Să vă zic așa. Bani de la podul care s-a făcut. Bani de la podul care s-a făcut. Trebuie să mai intre primărie. Deci banii, vă trebuie primărie, nu sunt la firma care l-a executat. Banii, rămân la urmă. Nu, că noi am și plătit și din banii noștri, practic, după aia așteptăm. Nu există noi. Ce s-a dat de la PPDTV, proiectul cu podul de la Parascanu, banii au intrat prin bugetul local și s-a dat la firme, exact după situația de lucrări executată. Hai, să puneți la vot bugetul. Mai mult, mai mult. Nu este nici la de acolo. Al patrulea. Costă în valoare de 25.000 de lei și este pentru a înființa o echipă de fotbal la Comuna Sforțeni. În Comuna Sforțeni. La Comuna Sforțeni, toată Comuna Sforțeni, în Comuna Sforțeni, cum vreți să spuneți. Da. Ca și echipă de fotbal, am aici foaia cu cheltuielile. E 25.000 de lei pe un an de zile, da? Pe un an, tot parcursul anului, în care intră o echipă mare plus o echipă de junior. Eu spun că pe partea portariu care se iei cu mașini. Da. Domnul Cica Semena? Domnul primar, avem o rugăminte la dumneavoastră, ne-ați prins un buget, că știu că ați avut și la sfârșitul anului trecut. Date și obiceiuri nu mai aveți în Comuna Sforțeni. Nu, am întrebat. La rectificabil. De ce spune la mișto? Uitați-vă, Odi. Nici bani pentru copii pachete nu sunt prinsi. Dar la rectificabil. Am vrut să vă întreb de asta, bine ca să... Dar nu, vă spun eu. Alocăm și dacă avem bani, punem și acolo. Deci fără probleme. La bani, acum vă spun, oameni buni, scurt, vorbesc acum. V-am ascultat tot. Prioritatea comunii este să băgăm apă și oamenii vor apă și asfalt. Restul ce putem face, deci ce am prins, este peste puterile mele de a învăța banii ca să putem demara proiectele importante. Trebuie să votăm amendamentul care l-a făcut. Amendamentul? Da, nu vrea să-l ziceți direct. Să puteți la vot cu amendamentul cu biserica. Să învățăm suma. 70.000 ca să știm ce votăm. Păi, dar eu am propus 70.000. Voi votați. 70.000 de lei e suma pentru monumente istorice. Acolo m-am scris odată, când am asărit. Acea sumă, propunerea mea este să o împărțim, potărâm noi toți cum, îi dăm o sumă părintelui la Sforțeni, dăm o sumă părintelui de la Grigoreni, dăm o sumă Supunem la vot, domnule, cine este pentru, cine vrea, na, hai. Supuneți la vot cine este pentru suma de 70.000 de lei. 70.000 de lei.
pentru biserica. Eu aș fi vrut mai mult, 150, ca să poată să facă ceva. Da, să nu prindem, nu știu ce. Da, pot să mă-i doar mie. Da, dar cum s-au făcut? Cum s-au făcut toate de lături și la noi? Să vă mai spui și la noi, au fost ințeați. Nu mai știu că număr. Nu mai zic. Înainte de a vota, vreau să mai zic și eu câte ceva. Am desculit. Da, mai sunt discuții. Și mai sunt discuții, da. Deci, făcând parte din Organizația Culturii, deci au adus foarte multe... Consistenți în roate părintului. Hai să lăsăm la... Hai la biserică. Hai, fiți gata, la biserică. Cine este pe la biserică? 70.000 de lei la... Luat de la 70.000 pentru... Casa mortoală. Hai, doamnă, nu? Votați sau 4, 5? Dar eu votez sau mă... Nu, dar ține, dar ține, n-ai voie. Deci, da, da, să ieși atunci asta, că tot da, distribuție, dai pace. Înțeles, dar mi se pare mult, 70.000. Băi, mai împart, domn primar, parcurs. Domn primar a propus. Avem 6, avem 5. Avem 60.000. Avem 5, auzi, nu-i bine, da. Deci cât? 5 voturi aveți, 5 mai ridicate. 4, 5. Și cu domnul Cipcu pe care nu-i ridicat. O problemă primară. Păi nu rămân bani pentru salubritate, nu ți-ai rumasă. Nu mai tot chiar băgați atâta pe ei în roate. Deci neapărat dacă vrea să facă ceva pentru domnul, mai dacă ați mai inertat. Da, Da, doamne, cererea e făcută și pentru monumente istorice și pentru... Eu nu pot să votez în condițiile în care cererea e făcută. A, deci nu, și pentru monument istoric și pentru casă, casă mortoare. Să facă pentru casă mortoare și de acord. Și dacă nu împiedicăm funcționarea primăriei, luăm bani dintr-o parte și din altă parte, eu sunt de acord. Dacă dâng și crezi... Dar ești prima parte a cererii. Haideți să propunem o altă sumă. Eu am propus o altă sumă. Părintele s-a exprimat, cred, cu 150 pentru casa, deci separat, pentru casa mortoare. Nu am înțeles cu preț cu 70. Dumneavoastră vă tăriți acum. Eu ce vreți oameni de senes, nu mă dit. Mai supărți doar domnul primar, suportați 70.000 bugetul. Da, domnule, dă-ți știi. Dacă propus o propus, cine este pentru? Cine este pentru? Hai, dă-mă, dar ori dăm, ori nu mai dăm, că o să mori cu voi mâini și nu mai pot duci cu noi. Toate ca toate, dar eu nu vreau să mori voi, sunt ca să moară. Nu așa, dacă nu mărați. Nu. O întrebare numai că nu știu cine e de la Grigore, domnul Rotariu. Bă, dar omul mai să ține, domnul Rotariu, să ține. Mai trebuie să scoși bani din buzunar, nu mă bagați. Ce ai zis? Cei 200 de... Știi ce? Eu sunt de acasă să ține banii să ține minica pe ăla. Ei, numai cu suma aș prea mare. Hai, nu prea mare. Hai, 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 domnul Rotariu, nu dăm ei criterii și se putea prinde o sumă mai mică și suplimentabil parcursul. Domn primar, amendament, mai zic amendament, ce faci? Mai supune la vot sau nu? Numai alea, numai când am iunii, băi, ce-ți baga ploabile? Dar stați unde, dar de ce, dacă are omul ăsta? La implicare de buget, revenim și revenim seara. Deci vrei să ne iei tezura, vrei să ne iei tezura, da, deci da. Mai sunt discuții, mai sunt șapte. Hai, domnul Zaminescu, spuneți amendament. Vă nu-l lua de calcul, puneți-o... Doamne, nu am de unde să... Băi, eu nu v-am spus să puneți... Deci, bune, uitați-vă în ochii mei. Uitați-vă în ochii mei. Nu am de unde să tai. Dacă nu-ți votați, nu-ți dați bugetul. Nici pentru preun, trece, nu trece nimic. Ați votat în amendament. Și nu mai cer bunire. Scuri. Sună, da, deci banii pe aici pentru... Ca să fie legal, un consilier al Consiliului Sforțeni a depus niște amendamente.
La fel cum a depus și s-a votat, trebuie să votați și a... Corect, trebuie să se la vot. Domnul consilier, ce vă stați să mai vinim la primă, ce mai vinim la... La ședință, la ce să mai vinim la ședință? Doamna președinte, la ce mai vinim la ședință? La ce mai vinim la ședință? Avem biserica, o trebuie, votați cu ce? E normal. Amendamente și votăm și amendamente. Foarte mult bani, 2.388.100. Vă spun jos, 2.388.100 de lei, adică bani pe cheltuieli cu personal. Stai, mă, de acolo, de la personal. Pune să fie acolo pe cheltuieli de personal, da. Deci să țineți cont. Sunt toți salariații primării, da. Este polițistul local, salariatul plătică, este... fetele cele două care sunt preluate de la UNICEF și asistență pentru mâncare. Da, apropo de că tot a venit vorba de bani și de buget. Ei, nu mi-a fost prezentat niciodată cu tărică, bagă apă, moței Dorinel, cât ia pe lună, cât reprezintă cheltuielile pentru persoana dumnealui în calitate de AFI, ce formă de juridic o avea, da?
Cât ia pe lună? Nu pe pământ. Pe lună. 2600 de lei am înțeles. Dă-n mână. Da. Dă-n mână. El își plătește el cu la... Am înțeles. Bun. După aceea, câți bani cheltuim noi cu contractul pentru făcut cu Luș, cu Stanciu? Cu Stanciu, în funcție de câte ori prestează. Da. Astea ar trebui lunar. Ar trebui lunar. Domnul Sava. Nu, nu, păi asta vreau să zic. Domnul Sava. Domnul Sava, uite, apropo, domnul Sava, ce alte contracte mai avem de... Nu, 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 deci mă refer extra, extra față de contractele care îi reprezintă. Ce este contractul cu Sobis, unde avem programele și tot ce ține? Ca persoane, ca, ca formă juridică, da. Deci este Stanciu, este Sava, mai este un I.I. Crăciun, care cu faci pentru protecția muncii, da, da. Și cam atât, nu, la persoane. Da. Păi uite, de exemplu, putem să facem o economie și mai punem noi pe nenea care sunt șoferi de la noi, să nu mai plătim pentru Stanciu 3 lei, 5 lei și scoatem bani pentru... Cu echipă de fotbal, prin pentru biserică, de la Florești. Nu! Prindeți în buget și biserica. Da, și biserica. Și biserica de Florești. Domnul Balcăuri și domnul Balcăuri, niște amendași, vă rog. Prea mult. Hai să vedem de... Doamne, ce face? Votăm bugetul ăsta? Dacă votați, votați, dacă nu sunt bună. Rămâne. Vreau două amendamente. Dacă sunt bani și mă chem din 3-4 ani, pentru colectarea selectivă, vreau bani pentru pubele. Pentru că doar operatorul poate să iei bani economici, bani, bani europeni. Da? Azi au venit doar la DIS la mine și la finalul anului distribuim toate comunale. La finalul anului care, asta? Da. Da, distribuim selectiv. De asta, de asta e bine să mai tăiem de la gunoi, să dăm și la Biserica Florești și la Biserica Grigorie. Da, primar, am găsit sursa de unde să tăiem. Sursa e în felul următor. Cheltuieli de personal. Dacă o luăm pe execuțiile bugetare, da, trimestriale care sunt, per total se strâng 2.353.42, chiar dacă ar mai fi să crească cineva în grad, nu cred că ajunge la 35.000 cât e impus în plus pentru anul ăsta. Ai în vedere că salariile la asistenți și asta s-au dus la 3.000. 1.800. Nu, 3.000 plus gradația de vechime. Adică cât e anul de acolo, de la personal. Este o creștere față de anul trecut. Nu, văd mai milioane dacă nu știu. Nu, dar e bine, de la personal se poate lua. Cât ai, cât ai 0.2? Deci voi ascultați-mă ce vă spun. Dacă faceți vreo modificare, deci eu știu ce am discutat și am calculat, că doar am câteva... Îl votați, îl votați și rămâna. Alte amendamente nu mai fac. Am făcut amendamente astea. 10.000 poate fi tăiat și pus pentru biserică. Eu trebuie să plătesc proiectul de 4 milioane de la apă și trebuie să luăm la ăla nu ne băgăm la ăla. Păi dar nu ne băgăm. Nu ne băgăm. Noi nu ne-am băgat la banii ăia. Nu. La banii ăia nu ne-am băgat. Fără amendamente 10.000 sau 5.000 și 5.000 și suplimentat pe urmă. Ca să fie bugetat, da, să fie prins. Adică să fii prins, înțelegeți? Că-i cheltui, că nu-i cheltui, că parohia are mai, nevoie mai mult de 70.000 de lei și ai bani la sfârșitul anului, să ia mai mult, nu știu ce problemă. Dar să vă spun și bisericile astea, în suma asta, da, în suma asta s-o prinde. De 5.000 măcar. Nu suntem de acord să nu se facă capela la Scorțeni, să înțelegem bine, să se facă, să facă cât mai repede. Dar trebuie avut în vedere și celelalte parohii, dezvoltarea lor. Dacă vin ceilalți cu cereri pe urmă. Și vor și ei. Aici nu găsim un mod de cerere sau nu-i cerere. Oamenii au avut consiliu și n-au venit, poate. Au avut consiliu și n-au venit. Nu-i s-o dat bani, nu-i da, uite, încă o treabă de asta era. Cum s-o părți bani atunci, la date și obiceiuri? Uite, noi... Dar am zis, la date și obiceiuri. La întrebări și închetări. Dar nu suntem încă acolo. Nu, dar stați când am spus, am spus că... Hai, v-ați hotărât? Nu trebuie prins bani și pe... Supuneți la vot, da, bugetul. Să mai spune care-i pierdut și care-i patru. Nu, eu zic... Să punem la vot bugetul. Cine este? Acum ar trebui... Nu, eu așa zic... Găsim acum măcar câte un pic pentru toate amendamentele astea care au venit, domnule.
Din 70.000, luați câte 5.000 și puneți la scorțenie și la Grigorie. Păi puteți da suma de 70.000 pe parcurs, că nu-i trebuie neapărat 70.000 odată toți, că nu au cheltuieli de 70.000 deodată. Și venim la rectificare de buget asupra asta. Și îi mai dai diferența cât nu au scos pe celălalt. Dar la 70.000 s-au votat deja. S-au votat. Nu contează, s-au prins acolo. Dacă refuzăm bugetul, nu trebuie să facem cu datul ședință. Și dacă nu facem bugetul cu nouă sau cu cât trebuie? Puneți, băi, ea spune eu, că ea spune Antonia, adică trebuie să treceți și la 50. Și nu ai tipa de vorba. Pe parcurs, când mai au nevoie, fac un lucru. 60 și 50, gata, ca să nu mai ai. Votați prima dată 70, renunțați. Haideți să supunem și la vot amendamentul, să dăm 60.000 de lei. Da. Oricum suma asta se poate suplimenta, dacă este nevoie. Este prinsă. Da? Este prinsă. Și dați și mai dai dacă ai vrea să supunem la vot cine este cu suma asta. Domnul Brad, dar nu mai găsiți o sumă de 1.000.000. Din bugetul ăsta ar trebui prins o sumă permanent pentru biserici. Să facă o centrală, să strigare nevoie de ceva. Deci trebuie să fie permanent o sumă. Mai tăie și la salubritate 10.000. Nu, dar hai să facem așa cu 60, 5 și 5, hai să-l punem cu tine, bărbat. Da, mai, dar dacă o promit, 70.000. Da. Acum am bugetat 60.000, primim 5.000 și dăm la rectificare diferența. Nu, păi atunci ar să votează din start 60.000. Eu de altă părere, o rămas votat 70.000, mai luăm 10.000 acum, să se pună 5.000. De la cheltuieli cu personal, nu se poate doamna... De la 100 milioane nu e acum... De la cheltuieli cu personal, facem un amendament și zic 10.000 de lei pentru... 10.000 de lei, de la personal. De la personal... 24 de miliarde de lei cheltuieli cu salariați, cu angajați primării. Nu știm noi că dacă suma asta e la bănuț acolo și nu și-au omul... Salariu. Nu, ea, mă înregistrează, dacă rămâne fără salariu, 100 milioane, îi dau eu. Da, dă-i bilet la biserică. Da. Hai să pune la vot. Să pune la vot, dar să vedem domnul Rotariu, să mai rămâne 5.000 la biserică. De la salariu. De la cheltuieli cu personal. De la cheltuieli de personal. Cine este de acord? Da. Cine este de acord că de la cheltuieli cu personal să luăm o sumă de... Dar dacă tot am luat de la salubritate, nu mai poți să iei încă 10 la salubritate. Le zice că nu mai este. Deci suntem de acord. Da, la personal, da. Și de doar la tine. Acum plătește și anul, plătești până la sfârșitul anului, ai de unde să acoperi. Așa. Hai, notează cine votează. Suntem de acord. Claudia, notează oamenii care votează. Notează. Deci, notează. O rămas 70.000. Amendamentul ăsta ultim a privit 5.000 la biserica Grigorești și la biserica Fără. Da, da. De la personal. De la personal. Și acum bugetul. Bugetul în totalitate, vă rog, cine este de acord cu bugetul? Cu amendamentele astea... Cu amendamentele care au fost supuse de domnul primar și cheltuielii pentru casa mortoare și celălalt amendament.
Iar ce la amendament, adus amendamentele aduse de domnul Cip, că nu o să le regăsiți în hotărâri, pentru că 100 de lei nu este nicio investiție, ca să le o să fie plățile din bunuri și servicii, să scade suma de acolo. Deci nu o să găsiți pe hotărârea de bunuri, nu așteptați că am 100 de lei pentru sport, 100 de lei nu știu pentru ce. Deci remarați procedura și plata o să facă din bunuri și servicii. Deci bugetul a fost acolo. Limita la 100 de lei cât ați propus. Deci bugetul a fost acolo. Trecem la ultimul punct. Întrebări și chestionări. Bă, am vorbit ce mă dacă să scrie cineva la cuvântul... Să termine și casa Moldoară să nu mai avem discuții. Da, o problemă. După aceea mai trebuie să mă rog. La sfârșitul acestui an să vedem casa Moldoară terminată. Audio.